Bine v-am regăsit la un nou vlog din Italia, Sardinia. Vom sta aici o săptămână, dacă nu v-am spus în vlogul trecut. Iar casa pe care am închiriat-o, ca să terminăm cu toate prostiile, a costat pentru o săptămână, 3 persoane, cu tot ce ați văzut în vlogul trecut, 1100 de euro. Casa este situată pe un teren privat. De la casa, de la strada principală până la casă, sunt undeva la 1,5 km. Este, de fapt. Drumul este cum ați văzut. Astăzi mergem să vedem o plajă pe care ne-a sugerat-o cea de la care am închiriat casa. Vizionare plăcută. Să dăm drumul la jamșerie. Porto Travola se numește. Fetele sunt aici. Vinky, Vinky? Shorty. Să vă bag niște imagini din elicopter. Să vă faceți o idee cât de frumoasă este și această plajă. Dar cel mai tare când poți să intri direct de aici pe plajă sau direct de pe plajă în casă. Hai să vedem care e treaba. Da. Bun, mășamilor. Ne-am făcut o idee. Suntem la un restaurant de pe plajă, Grill Bar, Porto Taverna se numește, cred că aici e splendid seara. Când îți aruncă ăștia peștele în sus și stai aici la masă și vezi ce fac. Cred că cam tare. Hai să vedem ce loc mi-a rezervat cadâna mea de nevastă. Wow! Aici ai pus-o? Da. Mama mia! Am vrut să văd dacă sunt adevăratele și am zis, bă, hai că nu vreau să rup o plantă, să o omor așa, dar vreau numai să văd dacă adevărată, baby, plastic. Plastic, a? Sunt voi. Sunt voi. Chiar eram curioasă. Jamilor, ne-am băgat în apă. Asta e echipamentul. Și să vedem dacă aici o să vedem niște pește. Apa e, frate, clară, ca în filme. N-am crezut, pentru mine este prima oară când sunt într-o așa apă. Sub este nisip, fin, minunat. Hai să ne scufundăm. We'll be right back.
am întors la restaurant. Din păcate aici se mănâncă de-abia de la ora 1. Poate să venim într-o altă zi. Noi suntem acum miercuri. Miercuri? Nu mai avem mult. Și nu mai avem mult, din păcate, dar chiar am vrea să mâncăm aici. Aici sunt... În fine, oamenii, adică mi-a plăcut foarte mult ce buni au fost. Când am venit a doua oară să întrebăm dacă putem mânca, ne-am luat două beri, am făcut o față din aia, oh, ce păcat că nu putem mânca decât la ora 1. Mi-a zis că poate să-mi dea niște pizza, mi-a zis că nu vreau pizza din aia făcută în back open, dar pe gratis, mă, omule, o pungă de chipsuri. Ce-mi place mie foarte mult este punga asta de hârtie. Foarte, așa foarte. Așa mi se pare de rustical și de... Nu e atât vorba de... pe gratis, cât de gestul lor și mi l-au dat cu plăcere, nu mi l-a aruncat pe așa, ia-ți frate și tu, că nu îți dăm de mâncare, dar ți-e foame și nu primești decât la 1. Sunt bol. Deci foarte, foarte amabil. Pentru mine asta înseamnă mult, pentru că până acum și înainte, de fapt, în Italia, italianul e așa cât a cu nasul pe sus, parcă îl deranjezi când vii la el la restaurant. Să comport așa cumva, are un aer de parcă îl deranjezi, nu vii să-i dai niște bani. Eu cred că nu toate restaurantele au la dispoziție serviciul ăsta, pentru că mai țin minte când am fost acolo unul din Spina și îți aduceau aia măsline, salam, chestii la da. Băutură. Și asta e așa. Dacă acum, nu au da. De la șef, atunci nu și-ți dau. Acum, în funcție și de ce fiecare unde a fost și ce trăiere a avut la mine. Un lucru vreau să mă vă spun despre această plajă. Geamul cel mic are nevoie de chipsuri. Am pasat până nu ne bagă gheara în gât. Plaja asta de la apă încolo, spre bărci, chiar e foarte frumoasă. Să-ți uiți filmările pe acolo, pe la stânci. O minunăție. Ce nu-mi place însă, deci frate, prosop lângă prosop. Deci să ajungem aici la restaurant, a trebuit să facem zigzaguri. Când am crezut că ne-am găsit și noi un loc fain, n-am plecat puțin și ne-am întors și erau deja unii în fața noastră. E mult, e prea multă lume. Multă lume. La noi acolo pe plajă, am să vi-o arăt, sau cred că vi-am arătat-o, nu mai țin minte. Plaja e faină, doar că e foarte aglomerată. Apa, în schimb, face toți banii să veniți aici. Bineînțeles, asta este numai una din sutele de plaje, pe că dacă nu vrei restaurant și să bei o bere și așa și ții în rucsac, mai sunt 100.000 de plaje pe aici, unde nu ai nimic, ca și numai... Și exact, și... cu aceeași apă, la fel de frumos. Acestea fiind spuse, șamilor, sper că vi-au plăcut peștii. Sper că vi-au plăcut, ai zis? Sper că vi-au plăcut peștii. Plaja se numește... Porto Taverna. Mulțumesc! Plăcere! Vă pupă bunul și ne auzim când ne-am vedea. Doamnelor, n-ați crezut că o să încheiem fără să vă arăt cât a, și în acest loc, ceva mangiare cum la Mamma Mia. Suntem la un restaurant, așa se numește, la nici 5 minute de unde locuim. Mi-a fost recomandat și cei care aici au cea mai bună pizza din Costa Coralina. Hai să vină mâncarea, prețul o să vă afișez pe scurt, fiind aici foarte aglomerat și gălăgios, jos, în mare, cât costă o pizza, cât costă o farfurie de mâncare și da, să vină mâncarea. Pe pește spadă și ce mai e aici? Crevete și octopus, cred că. Peștele spadă arată mirific. Pijamul cel mic, fritite calamari. Deci peștele spadă se apropie de tuna, doar că nu are aroma aia puternică de tuna. E, părerea mea, mai puțin aromat. E sub așteptarea mea. Dar ca și carne, super textură. Sunt curios, jamilor, ce gust are. Care cartița vieții. Dă-i-l-o bun, eu că nu mai pot. Wow!
da. Acum tună. Da. Asta da. Gust de grill, gust de pește. Fain. Foarte bun. Foarte, foarte bun, nu? Felul 2, șamilor. Un divan. Catch of the day. Și l-a dus la masă, era cam așa o bucățoaie. Cam așa arată peștele. Peștele ăsta nu știu dacă e așa de bun pentru că e proaspăt sau așa e el tot timpul. Să-mi spuneți voi. E bun de proaspăt. Are un gust când stai pe plajă și vine mirosul ăla. Când tot îmi spuneam că mirosul a peștele, uite ăsta mirosul ăla. Ca untul, dragă, se topește în gură. Bun. Haideți să vă arăt carnea. Da, așa-i? Uite așa-i de fragedă carne. Hai, vai. Wow, aia de shopping. Da, iubesc. O să scoatem la lumină. Bun, atâta. Ciao. Pizza capriciosa. Am ajuns acasă, frate. 10 ore mai târziu. Blatul. Am mușcat o felie prima dată, n-am mai putut de foame, a trebuit să opresc camera, să... Hai să vedem care e șanceria. Într-adevăr, pizza, meserie. Am văzut și cuptorul. Mâine mai avem o rezervare acolo. La altă masă, undeva mai în spate, unde poate să ne desfășurăm, vreau să vă arăt cartea și ce prețuri au oamenii ăștia. Până una alta, puteți să vizionați ce au ei pe site, jos în descriere. Am să vă pun adresa lor de pe Google Maps, așa am găsit, după ce ne-au fost recomandați. Dacă n-ar fi fost ora asta, aș fi băgat, frate, arcuri. Și e aproape rece. Deci nu e caldă. Cred că când e caldă, e nebunie. N-a fost scumpă. Undeva la 8 euro. Tot ce am plătit acolo, în total am plătit 127 de euro. 3 persoane. Pizza. Am băut 4 beri împreună. Un Fanta, o apă minerală. Și ce ați văzut prin farfurii. Rezonabil. Mai mult decât decent, serviciu impecabil, așa nu am mai fost servit de mult, așa, serviciu impecabil, i-am spus să-mi taie pizza în 8, mi-a tăiat-o în 8, orice am avut nevoie s-a întâmplat, a venit cineva de câte ori la masă și ne-a întrebat care-i treaba, dacă totul e ok, dacă ne pot ajuta cu ceva, că ne place, la ieșire patronul sau cine era acolo la intrare, ne-a mulțumit, ne-a salutat. Am făcut rezervarea fără probleme, oamenii vorbesc și engleză și dacă nu știu engleză, uteng. Hai să mai pare ceva înainte să închidem, frate. Asta, da, asta, cu miere de desubt, fii atent cum curge mierea. Așa ceva pot să mănânci numai în țările... De pe coastă, direcția Africa. Zic. Acestea fiind spuse, șamilor, eu mă bag la năniță, mâine altă zi, ne vedem vinerea viitoare cu alt vlog din Sardinia, ceva o să vedeți. Blanaos. O pupă bună. Noapte bună. Ciao-s. Shorty bend and you look your way. I like the way you're working. Jump tank all day, every day. You're blowing my mind, baby, in time. Baby, I can get you in my ride.